Sunt Georgia Pietreanu, este ora 9, sunteți la Prima News, iată care sunt principalele titluri ale zilei. Zeci de ostatii sunt în viață în fâșia Gaza, anunță un negociator israelian. Nu-i putem lăsa acolo mult timp, vor muri, avertizează acesta. De când a început ofensiva Israelului în Gaza, au avut loc numeroase proteste antiguvernamentale, în timpul cărora israelienii au cerut guvernului Netanyahu să finalizeze un acord care să permită returnarea tuturor ostaticilor deținuți în Gaza. Ieri, la un astfel de protest, au fost arestate 9 persoane. Avertismentele privind moartea copiilor din Gaza cad în urechile surzilor, susține un înalt oficial UNICEF. Ambele părți par teribil de deconectate de suferința copiilor, adăuga sursa citată. Oficialul UNICEF spune că a văzut atât de mulți copii cu amputări și copii cu răni la cap, cu arsuri teribile, care nu au putut primi asistență medicală, pentru că în Gaza nu există niciun loc pentru copii. Israelul a anunțat o pauză tactică a activității militare de-a lungul unei rute din sudul fâșiei Gaza, pentru a permite distribuirea ajutoarelor. Putin promite acorduri comerciale și de securitate cu Coreea de Nord înainte de vizita sa în această țară, prima după 24 de ani. În scrisoarea deschisă adresată lui Kim Jong-un și publicată de presa din Coreea de Sud, Putin mulțumește Coreei de Nord pentru susținerea ceea ce Rusia numește operațiunea sa militară specială în Ucraina. Vladimir Putin a promis să construiască cu Coreea de Nord sisteme comerciale și de securitate care să nu fie controlate de Occident. Am făcut primul pas tangibil spre pace în unitatea fără precedent a țărilor din întreaga lume. Pentru prima dată în istoria noastră, atât de mulți lideri și state s-au adunat de dragul Ucrainei și de dragul păcii, a scris Volodymyr Zelensky pe Facebook. Nu vom încetini ritmul, ne vom menține comunicarea cu partenerii noștri la fel de activă ca și până acum. Ucraina nu și-a dorit niciodată acest război și, firește, își dorește cel mai mult o pace dreaptă, a adăugat Zelensky. Președintele grupului italian Fincantieri, Claudio Graziano, care a condus forța ONU în Liban, a murit la vârsta de 70 de ani, potrivit autorităților italiene. Presa italiană susține că nu este vorba de o moarte naturală, ci de o sinucidere, deoarece lângă trupul său a fost găsită o armă de foc și un bilet de adio în care evocă pierderea recentă a soției sale. Fincantieri, primul constructor naval european care are 21.000 de angajați și o cifră de afaceri de 7,7 miliarde de euro. Regiuni vaste din centrul și estul Statelor Unite se pregătesc de un val de căldură sufocant în următoarele zile, cu temperaturi care urmează să fie anormal de mari pentru luna iunie. Temperaturile vor depăși 38 de grade. Sunt vizate mai multe orașe mari, de la Chicago la New York. Potrivit cercetătorilor, valurile repetate de căldură excesivă sunt un indiciu fără echivoc al încălzirii globale al planetei, iar aceste valuri de căldură urmează să dureze mai mult și să se intensifice. Transmisia meciului pierdut de Ucraina cu 0-3 în fața României la Euro 2024 a fost întreruptă în Ucraina la scurt timp după începerea reprizei secunde. Unii fani ucraineni denunță un atac cibernetic al Rusiei. Această ipoteză este împărtășită și de compania privată de electricitate, ale cărei centrale electrice au fost ținta mai multor atacuri rusești. De la începutul invaziei rusești în februarie 2022, serviciile digitale ucrainene au suferit numeroase atacuri și întreruperi. Formația Coldplay își propune să realizeze cel mai ecologic album de până acum, prin cel de-al 10-lea disc anunțat recent, care se va intitula Moon Music. Fiecare exemplar de vinil al albumului va fi presat pe discuri realizate din 9 sticle de plastic, recuperate din deșeuri de consum. Trupa spune că acest lucru va reduce emisiile de dioxid de carbon cu 85% și va preveni fabricarea peste 25 de tone de plastic virgin. Grupul a fost pionier în a face muzică rock mai sustenabilă. Nava ambulanță Ocean Viking a ONG-ului care patrulează pe Marea Mediterană a salvat 54 de persoane, inclusiv 28 de minori neînsoțiți. Persoanele salvate se aflau la bordul unei embarcațiuni pneumatice reperată cu binoclul. SOS Mediterane a salvat peste 40.000 de persoane la Marea Mediterană începând din 2016, în principal în zona Mediteranei Centrale, cea mai periculoasă rută a migrației din lume.
Victorie, România a învins Ucraina cu 3-0 în primul meci al naționalei la Euro, un început de vis. Au trecut 24 de ani de la ultima victorie la un campionat european și este cea mai clară victorie a echipei noastre la un turneu final. 45.000 de români au asistat din tribunele arenei de la München la meciul extraordinar. Marele oraș din Germania a fost centrul bucuriei tricolore. În Germania, România a jucat de acasă. 10.000 de suporteri au invadat centrul orașului München. Au cântat în fața teraselor, apoi au colorat în galben tribunele Allianz Arena. Au cântat pe tot parcursul meciului și au explodat de bucurie la final. Cine sare la România? Cine sare la România? România! România! Ole, ole! Astăzi batem Ucraina! Ole, ole! Astăzi batem Ucraina! Uitați-l părațul aici! Părațul. Hai România! Meciul a fost genial, am făcut mult peste așteptări, adică eu sincer mă așteptam cumva ca Ucraina să facă meciul grozav, dar pare să că România, big up. Vă așteptați la rezultat sincer? Nu, no, niciodată, niciodată. Că a fost o plăcere extraordinară. Doamne ajută, România câștigat! Doamne ajută, România! Și discutăm despre victoria extraordinară obținută de țara noastră împotriva Ucrainei ieri, împreună cu Costi Mocanu, realizator Prima Sport. Bună dimineața, Costi! Bună dimineața, Georgia! Costi, cred că victoria asta este și mai nemaipomenită pentru români și prin prisma faptului că, acum să fim serioși, nimeni nu s-a aștepta la această victorie. Nimeni nu s-a aștepta ca România să facă ceva, nu doar la meciul ăsta cu Ucraina. Mă refer aici la cotele pe care echipa națională de fotbal a României le avea la casele de pariuri. Mă refer la valoarea recunoscută de către specialiști a fotbaliștilor din România. Mă refer la ultimele rezultate de mulți, foarte mulți ani. România este echipa cotată cu cele mai mici șanse la acest campionat european. Formația ei cărei jucători au cea mai mică valoare de transfer. Da, totul a fost construit de către presă, de către specialiști în transferuri, în așa fel încât victoria de ieri să fie văzută într-adevăr ca o mare surpriză. Nu și pentru oamenii mulți și absolut minunați pe care i-am întâlnit la München, am venit alături de națională și când spun din toate colțurile lumii, nu e un cuvânt prea mare. M-am întâlnit ieri cu cineva pe care nu l-am văzut de foarte mulți ani, venit împreună cu băiatul său de la Chicago, din Statele Unite, special pentru a vedea naționala. E un foarte, foarte nimerit, foarte bun prilej de a ne regăti unii cu ceilalți și de a ne arăta că suntem un neam unit, puternic, un neam care știe să se bucure, un popor care, iată, are din ce în ce mai multă încredere. Costi, al cui este meritul pentru această victorie și cât de mult a contat atmosfera făcută de românii pe stadion? Sunt foarte mulți români stabiliți în Germania, însă spuneai tu mai devreme că au fost foarte mulți români, inclusiv tu, veniți, au mers la meci special pentru a vedea și susține echipa națională de fotbal. N-am cum să nu îl pun în capul listei pe selecționer, pe Eduard Iordănescu. Este omul care din prima clipă a numirii sale, imediat după numirea sa, a crezut și a încercat să-i facă pe toți, suporteri, ziariști, presă și în principal jucători să creadă. Și jucătorii cred. Am văzut și în filmul regizat de Remus Akin. Foarte, foarte motivați, foarte injectați cu pasiune
și foarte multă încredere. Nu putem să nu așezăm pe această listă și Federația Română de Fotbal, care a făcut foarte multe lucruri bune. Dacă ar fi să le contabilizăm acțiunile celor de la Federația Română de Fotbal, cred că cel mai bine vorbesc cifrele. În condițiile în care echipa asta nu s-a calificat la turnee majore ale campionatelor internaționale, pentru că este prima prezență a României după 8 ani la un turneu final, Federația a reușit să își sporească în fiecare an bugetul de venituri, ceea ce este un lucru remarcabil. Au reușit să țină publicul aproape, chiar dacă rezultatele, nu de puține ori, au fost, nu mă feresc să o spun, catastrofale. Și, bineînțeles, aș pune, nu doar pentru meciul de ieri, dar în special pentru meciul de ieri, pe această listă care au merite la triumf, publicul. Este singura galerie, singura viață care a pulsat în stadioanele germane, remarcată de analiști și de cei care comentează. Am văzut că David Moyes a fost mare antrenor, actual mare antrenor. A fost antrenor și la Manchester United, a fost la Everton, la West Ham United până de curând. A analizat meciul de ieri și a spus că atmosfera din tribune a fost una incredibilă. Cu siguranță ea a avut un rol major în triumful obținut ieri de România. A fost absolut superb, absolut incredibil. Toți românii, practic, au cântat neîncetat. Și mă uitam la jucători, am stat undeva foarte practic la același nivel cu selecționerul Eduard Iordănescu, puțin mai sus, vis-a-vis însă de banca de rezerve a României. Și mă uitam la jucători când veneau la marginea terenului sau la corner să arunce de la margine sau să bată lovitura de colț, cum căutau practic cu privirea susținerea din tribună. Se alimentau cu energia aceea din tribună, una absolut fantastică. Merg la fotbal și mă uit la fotbal de foarte mulți ani. N-am mai simțit, mărturisesc, niciodată, atâta pasiune și speranță și optimism și adrenalină, toate coborâte din tribun. Crezi că ne-a lipsit până acum la turneele dinainte mentalitatea asta de învingător, chiar și dacă presa scria despre o echipă sau alta care financiar mai mult decât a noastră? Crezi totuși că mentalitatea asta de învingător ne-a făcut să câștigăm meciul aseară? Cu siguranță. Calități au fost în alte decenii, la alte formații reprezentative, alte generații de fotbaliști, au fost calități chiar mai mari decât cele pe care, fotbalistic vorbind, le au astăzi jucătorii noștri. Dar parcă trebuia de fiecare dată să existe niște grupulețe. Astăzi nu folosim diminutivul ăsta, nu sunt mai multe facțiuni. Există o singură echipă, există un singur grup și lucrul acesta a fost remarcat de jucătorii naționali. Țin minte, aproape imediat, sau la prima acțiune a naționale, sub conducerea lui Eduard Iordănescu, a ieșit Stanciu și a zis că n-a mai avut o asemenea atmosferă la echipa națională. Ori chestia asta aduce foarte multă, foarte multă încredere. Sigur că o vorbă care funcționează în fotbal, dar nu numai în fotbal, spune că victoriile aduc victorii. Asta nu înseamnă că gata, am intrat pe teren la fel și i-am bătut pe belgieni. Dar vorbim de o perioadă îndelungată de timp, de aici înainte. Ori construcția aceasta care are ca fundație încrederea,
în propriile forțe, faptul că te poți lupta cu absolut oricine, ideea este să te lupți. Am văzut multe meciuri ale naționale în decenii trecute în care lipsea lupta, în care parcă vedeam de lăsare. N-a fost cazul acum. Echipa asta va mai pierde meciul. Echipa asta va mai câștiga meciuri, va mai pierde meciuri, dar la capătul tuturor acestor partide care vor veni, putem avea certitudinea că echipa asta a aruncat totul în teren. Ori oamenii asta apreciază, oamenii asta vor să vadă. Dăruirea totală. Rezultatul e ca în sport. Astăzi e de partea ta, mâine este de partea altora. Și Edi Iordănescu are și această calitate, pe lângă pregătirea bună, să țină băieții aproape de el și să facă așa un nucleu și, cum spuneai tu mai devreme, nu bisericuțe. Ce ne așteaptă mai departe? Cu cine ne vom întâlni în următorul meci? Și acum suntem pe primul loc în grupa noastră E. Suntem pe primul loc. Urmează să jucăm cu Belgia, la Köln. Lucrurile sunt departe de a fi clarificate. Victoria de ieri a Slovaciei în fața Belgiei a încurcat tare lucrurile și calculele pentru calificarea în optim. În sensul că rezultate perfecte posibile. Belgia să învingă România și Ucraina să învingă Slovacia ar duce ca toate echipele practic să se afle ca la început, după ce meciurile din etapa a doua se vor juca în 22 iunie. Jucăm la Köln, cu Belgia. Și cum spuneam mai devreme, având certitudinea că băieții vor da totul pe teren, având și certitudinea unei participări masive a publicului român, nu putem avea certitudinea unei victorii în fața Belgiei. Cea mai mare surpriză a campionatelor europene de până în acest moment este cea reușită de Slovacia ieri, victoria în fața Belgiei. Și dacă noi, înainte de disputarea jocurilor de ieri, ne gândeam că cea mai accesibilă eventuală victorie va fi în fața Slovaciei, iată cum lucrurile s-au schimbat pe parcursul unei singure zile. Repet, hai să nu ne gândim la calificări, la calcule, optim, sferturi de finală, deși mărturisesc că ieri mintea mea scormonea printre amintiri și am găsit, așa cum încerc de fiecare dată să fac, conexiuni cu momente similare pe care fotbalul mondial le-a construit în trecut și spuneam, ei, oare de ce nu s-ar întâmpla lucrurile și s-au legat ele fericit pentru Grecia în 2004, echipa plecată cu ultima șansă la câștigarea trofeului l-a obținut în cele din urmă. Dar cred că mesajul, cum spuneam mai devreme, nu este neapărat legat de puncte, de victorie și de rezultatul imediat. Trebuie să fim fericiți că am obținut, am găsit victoria asta în fața noastră. Ne-am învins pe noi înșine. E atât din punct de vedere fotbalistic, cât și din punct de vedere al reprezentării tricolorului pe străzile europene. Pentru că ieri, de-a lungul întregii zile, am văzut români descătușați, eliberați de orice complexe de inferioritate, de orice inhibiții, bucurându-se, alăturându-se astfel cetățenilor europeni. Nu ne-a mai fost jenă, așa cum nu odată se întâmpla în anii 90, să scoatem pașaportul, nu ne-a mai întrebat nimeni de pașaport, nu. Am fost cetățeni și suntem cetățeni ai acestei Europe.
Nu degeaba se spune că fotbalul unește, Costi. Aș vrea și mi-aș dori tare mult să ne revedem și după o victorie cu Belgia, însă, cum spuneai și tu, să ne bucurăm acum de momentul prezent și să luăm lucrurile așa cum vin, ușor, ușor. Fie că vom câștiga, fie că vom pierde, această mare victorie făcută de băieții noștri ieri, cu siguranță că va rămâne peste ani și ani și ne vom aminti cu drag de ea, și oricum faptul că suntem acolo la Euro este foarte bine pentru noi. Absolut. Să privim cu speranță. Ăsta e mesajul meciului de ieri. Cu multă speranță și cu multă încredere. Pentru că, repet, sportul este neîndurător de multe ori. Poți juca bine și pierzi. Poți juca prost și să câștigi meciul respectiv. Ieri Naționala a jucat excepțional și a și câștigat. Ieri le-am avut pe toate. În sport se întâmplă de multe ori lucruri despre care vrea să fie nefăcute. Dar elementul de bază este construcția corectă, construcția frumos, bine executată, fundația, cum spuneam mai devreme, pe care s-a așezat viitorul acestui sport. Costi Mocanu, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție. Este timpul să luăm o scurtă pauză de publicitate, apoi revenim. Am revenit. Diplomații au semnalat că un consens neobișnuit de timpuriu pare să se contureze în jurul numelor preferate. Ursula von der Leyen din Germania pentru un al doilea mandat de președinte a Comisiei Europene, Antonio Costa din Portugalia pentru președinția Consiliului European, Roberta Metsola din Malta pentru președinția Parlamentului European și Kaja Kallas din Estonia pentru șefia politicii externe. Politico scrie că unul dintre motivele acestui acord rapid ar fi acela că Emmanuel Macron, un obișnuit perturbator al deciziilor de acest gen, este acum mai degrabă ocupat cu alegerile de pe plan intern pe care tocmai l-a declanșat. Macron, unul dintre principalii negociatori în discuția privind posturile de conducere, a suferit o înfrângere zdrobitoare în fața extremei drepte în alegerile europene, puterea sa de negociere la Bruxelles fiind diminuată. Discutăm acest subiect împreună cu invitatul meu de la această oră, domnul Harry Bucur-Marcu, cu analist de politică externă. Bună dimineața și mulțumesc tare mult pentru prezență! Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru invitație. Domnule Bucur-Marcu, încep așa să se contureze candidații și cei care vor prelua mandatele, portofoliile de la Bruxelles, însă vine mai devreme Charles Michel, tocmai ce a apărut o știre, și spune că nu este dat că Ursula von der Leyen ar mai câștiga un nou mandat la șefia Comisiei Europene, și știm relațiile reci dintre Charles Michel și Ursula von der Leyen. E perioada jocurilor de putere, ca să spun așa. Însă trebuie să înțelegem că nu e vorba despre puterea pe care o are un stat sau altul în aceste negocieri pentru locurile prime din Parlamentul, din puterea europeană, care este tripartită, adică are trei componente de putere, puterea Uniunii Europene. Ei bine, e vorba de influența pe care partidele europene o pot avea în aceste decizii. Mai degrabă decât partea națională. De-aia și Macron a menționat că și-a mai pierdut din putere, pentru că și-a mai pierdut din influența politică pe care partidul său o are la nivelul european. Dar este un avantaj pentru PPE, de exemplu, că partidul lui Macron nu mai agită pe acolo apele? E greu de spus. În momentul de față, lucrurile trebuie să așezate într-un fel pentru stabilitate, zic ei, respectiv să nu se schimbe prea mult politica Uniunii Europene prin accesul la Parlamentul European a unor elemente de extremă dreapta sau stângă.
Deci asta este grija cea mare și de aceea există și suficientă reținere pentru alegerea triunfală direct din prima rundă de discuții a capilor instituțiilor europene. Este jire să se întâmple așa, probabil nu vor fi surprize, adică e puțin probabil să fie surprize. Ați menționat-o pe doamna von der Leyen.